Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai. Începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp. Iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru răspunderea celorlalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. Am alături de mine în această seară pe cântăreața Claudia Pătrășcanu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Despre dumneavoastră știm așa. Ați cunoscut succesul cu trupa Exotic, iar după destrămarea primului trio feminin românesc, ați fondat alături de Giulia Chelaru formația Sexy. Astăzi, la 25 de ani de la debut, aveți o carieră solo, însă în ultimii ani nu realizările dumneavoastră artistice au ținut prima pagina ziarelor, ci mai degrabă despărțirea intens mediatizată de Gabi Bădălău. În plan personal, sunteți divorțată și aveți 2 copii. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să vă cunoaștem cum sunteți cu adevărat și să descoperim cât de sexy și rea este astăzi Claudia Pătrășcanu. Sunteți pregătită? De ce nu? Întotdeauna trebuie să fii pregătit. Bine, începem. În 1999 toată lumea fredona refrenul Sexy, sexy, știu că mă vrei, toată noaptea te gândești la femei. Piesa care înnebunise România era compusă de Costi Ioniță și Dorin Topală și era interpretată de Andreea Bănică, Claudia Pătrășcanu și Giulia Chelaru, adică trupa Exotic. Pe atunci, o formulă cu totul inedită pentru scena dance românească. Existau trupe de băieți și banduri mixte, dar nimeni nu pariase până în acel moment pe un trio feminin. Presa nota atunci că blonda, bruneta și roșcata care cucereau imaginația bărbaților prin mișcări senzuale și versuri fierbinți, urmau să dea lovitura în dance-ul românesc. Urmează întrebarea: cât de sexy e succesul? Depinde de perioadă, depinde de vârstă, depinde de foarte multe lucruri. În momentul în care am descoperit succesul, aveam 16 ani. Și mi-a plăcut foarte tare, era ceva nou, era spectaculos pentru mine, atât pentru mine cât și pentru colegele mele. Sunt convinsă de acest lucru și s-a văzut pe parcursul carierei noastre, atunci când s-a format trupa Exotic. A fost ceva superb. Ne-am simțit exact ca marile vedete cu adevărat din străinătate. Acum nu putem compara. Atunci erau alte vremuri, acum cu totul și cu totul alte vremuri. Dar a fost o perioadă superbă, unică. Bine, mulțumesc. Continuăm. În trupa Exotic, mi-ați spus, v-ați simțit ca un adevărat star, ați cunoscut faima și succesul financiar, însă orice medalie are și un revers. Din cauza programului foarte încărcat, erați mai mereu pe drumuri, adormeați prin mașini și vă simțeați tot timpul epuizate și obosite, vă citez. Eu leșinam pe scenă, Andreea avea și ea probleme cu oboseala, eram foarte extenuate. Când ne-am lansat, eram singura trupă de fete, era mare isterie când apăream pe scenă, aveam 19 ani, începusem să câștig foarte mulți bani, iar viața mea de atunci devenise un turneu. Vreau să știu care este cel mai mare preț plătit pentru succes. Urmează întrebarea. De câte ori ați leșinat pe scenă? Nu mi-am amintesc exact, dar de foarte, foarte multe ori. Am fost luată cu targa, cu salvarea. În timpul scenei rezistam până se termina show-ul, spectacolul și atunci picam. Am și eu și colegele mele, eram foarte epuizate, extrem de epuizate. Aveam și câte 2-3 cântări pe zi. Uneori cântam de miercuri până duminică. Extrem de extenuant a fost pentru noi, repet, dar în momentul în care faci ceea ce îți place, parcă nu mai simți, nu mai simți răul acela și ca atare toate trec. Care este cel mai mare preț plătit pentru succes? Cred că aici nu este vorba financiar, e de timpul. Timpul meu este foarte prețios și cred că timpul oricărui om. Repet, mi-am dorit să fac asta, am fost descoperită de Costioniță și a fost foarte bine și financiar, căci pentru asta m-am câștigat și a fost un job pentru mine. Un job care mi-a asigurat toată viața, practic. Nu doar un talent dat de sus, dar a fost și un job pe care l-am făcut cu drag. Ne-am ajutat foarte mult familia
Și atunci asta a fost satisfacția mea cea mai mare. Mulțumesc. Rămânem aici. Dacă este să povestim cum ați ajuns dumneavoastră în trupa Exotic, am începe prin a spune că Dumitru Lupu, compozitorul, a fost cel care v-a descoperit și șlefuit talentul. El v-a invitat în spectacole la Teatrul Fantazio din Constanța sau la Teatrul de Vară din Eforie. În 1999, la un concert pe litoral, ați cunoscut-o pe Andreea Bănică. Ea v-a propus să vă întâlniți cu Costi Ioniță, care intenționa să lanseze o trupă de fete. V-ați prezentat la studio îmbrăcată ca o hip-hopăriță, ceea ce l-a nemulțumit pe Costi Ioniță, care v-a spus așa: tu trebuie să porți fuste, ce vin pantalonii ăștia. Dacă nu ai, facem rost. În ciuda obiecțiilor sale vestimentare, Costi Ioniță v-a cooptat în trupa Exotic, alături de Andreea Bănică și de o cântăreață creolă care a dat repede bir cu fugiții. A fost înlocuită rapid de Giulia Chelaru. Ați lansat două albume în această formulă, Sexy și Pasional, foarte bine primite de public. Succesul răsunător i-a adus formației contractul cu cea mai importantă casă de discuri a vremii, Media Pro Music. Urmează întrebarea. V-ați simțit norocoasă? Foarte norocoasă. Pentru că așa se întâmplă în viață. Trebuie să ai și noroc, mult noroc, iar eu întotdeauna am avut noroc nu doar în cariera muzicală, noroc în general. E și melodia, ai noroc în frunte, ai norocul scris în frunte. Da, ce pot să zic? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că tot timpul îmi dă șanse și posibilități să rezolv situații, lucruri și să am norocul acesta, să fac multe lucruri. Multe lucruri, atât pentru mine, cât și pentru cei din jurul meu, oameni pe care îi iubesc. Și mai ales pentru oamenii care mi-ascultă muzica. Pentru mine asta este un noroc și e și ceva divin, e divin, clar. Să fiu pe scenă, să-i bucur pe ceilalți. Nici măcar nu te mai gândești, un artist poate să confirme asta. Nu te mai gândești la banii pe care îi iei în momentul de fază. Dacă îi vezi pe oameni că se bucură și îți ascultă muzica și îți cântă muzica, e mai mult decât banii aceia. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu prima întrebare roșie. Încă de la debutul în trupa Exotic, versurile pieselor, videoclipurile incendiare și mișcările provocatoare din timpul concertelor v-au creat imaginea unei cântărețe cu sex appeal. Ați mărturisit că și în viața privată sunteți o fire pasională și considerați că sexul poate ajuta mult un cuplu. Vă citez. Intimitatea contează enorm în momentele de impas. Eu sunt o femeie frumoasă, naturală și dacă îmi pun și cele mai sexy porjartiere, s-a terminat. Dau fiori. Pe de altă parte, în ultimii ani ați spus că mergeți deseori la biserică, că v-ați creat acasă un mic altar unde vă rugați și că în fiecare seară copiii dumneavoastră adorm cu muzică religioasă. Vreau să știu dacă vă este greu să împăcați și să îmbinați imaginea artistei sexy cu cea a femeii pioase. Urmează întrebarea roșie. Este Claudia Pătrășcanu înger sau demon? Aș prefera să spun, nu știu dacă mă încadrez nici la îngeri, nici la demoni, undeva la mijloc, n-am cum să definesc, nu știu cum să definesc lucrul ăsta. Dar îmi place să cred că eu întotdeauna merg spre divinitate și îmi place să cred că sunt un înger, un înger protector, un înger cald și bun pentru mine, pentru copiii mei, nu știu dacă pentru cei din jurul meu. Nici nu mă interesează acest aspect prea tare. Pentru mine, în mod special, sunt o persoană credincioasă, dar nu frecventez bisericile de miercuri până duminică, nici nu-mi permite timpul și nici nu sunt genul să am atât de multă răbdare să stau, din păcate, la slujbă. Dar de multe ori când fac orice, chiar și într-o duminică când merg la biserică sau într-o vineri, o fac așa cu tot sufletul și cu toată dorința și mulțumirea pentru Dumnezeu. Mulțumesc. Continuăm. Da. La începutul anului 2014, după ce timp de o lună ați ignorat mesajele primite pe o rețea de socializare de la tânărul om de afaceri Gabi Bădălău, ați acceptat o primă întâlnire. Vă citez. Mi-a plăcut că nu a cedat, m-a cucerit ușor, cu flori și prăjituri. La a doua întâlnire am fost împreună la Mănăstirea Ghighiu și acolo un călugăr ne-a spus că vom rămâne împreună. La mai puțin de o lună de relație,
ați rămas însărcinată, iar partenerul dumneavoastră fericit v-a prezentat părinților. Vă citesc din nou. Familia lui m-a plăcut, dar cred că undeva în sinea lor nu m-au dorit. Poate pentru că era și diferența de vârstă între noi. Dumneavoastră aveți atunci 36 de ani, iar iubitul dumneavoastră cu 10 ani mai puțin. În ultimii ani ați trecut prin mai multe momente dificile, însă acum, la 45 de ani, susțineți că v-ați găsit liniștea și fericirea în brațele unui nou partener. Aș vrea să-mi spuneți câți ani are iubitul dumneavoastră. Urmează întrebarea. V-ați mai mărita vreodată cu un bărbat mai tânăr? Da, de ce nu? Nu cred că e o regulă. Dacă e mai tânăr, nu funcționează o relație sau o căsnicie. Nu, nu are nicio legătură. Cred că ține foarte mult de noi ca și oameni, caracterul nostru, ceea ce ne dorim de la viață, de la acea căsnicie. Iar nimeni nu poate să-ți ofere siguranța aceea că va dura ceva în viață. Dar nu mă dezmin de la lucrul acesta. Dacă n-a fost să fie o dată, să nu fie și a doua oară. Dacă e să nu fie nici a doua oară, asta este. Nu e începutul, nici sfârșitul de la mine. Dar, da, important e să avem o chimie, să fim compatibili. Acum, ca să mă exprim așa, casc ochii mult mai mari, mai larg așa, și cred că aș cântări mai mult și nu m-aș mai arunca cu capul înainte. În momentul de față, nu știu dacă îmi doresc acest statut de femeie căsătorită, pentru că știu cum este. Cred mai mult în alte lucruri. Dar da, aș putea avea încă o relație cu un băiat mai tânăr, sau depinde de situație, poate să fie și mai mare. Ce vârstă are partenerul dumneavoastră? Nu știu dacă am vorbit vreodată că am vreun partener. Presa nu știu ce scrie. Și dacă ar fi să fiu cu cineva sau... Vârsta v-am întrebat, nu altceva, doar vârsta, atât, așa, o vârstă. Nu cunosc. Nu cunosc că nu există. Aha. Bine, bine. Continuăm, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Roșie. Vă citez. După atâta umilință, abuz emoțional, infidelități, lipsa de lângă cei mai minunați copii, jigniri și minciuni, renunț. Renunț la viața falsă și tristă pe care am îndurat-o într-un an cât într-o sută. Prin acest mesaj, postat pe rețeaua de socializare în august 2019, ați fulberat imaginea de soție fericită pe care o afișați până în acel moment. În octombrie 2022, la mai bine de 3 ani de când dumneavoastră ați depus cererea de divorț, procesul s-a încheiat, însă scandalul cu fostul soț continuă să țină și astăzi prima pagină a tabloidelor. Urmează întrebarea roșie. Cum este viața după divorț? Liniștită. Este liniștită și eu am ales acest lucru. Eu am băgat divorț. Am vrut să fie un divorț liniștit, amiabil. Din păcate nu am reușit să facem acest lucru. Dar acum sunt liniștită. Pot să spun lucrul acesta. Fără prea multe bătăi de cap, deși mai sunt câteva procese, dar cumva, nu știu, au început să mă călească și să le iau așa, ca atare, cum vin ele. Nu mă mai frământ pentru asemenea situații. Sunt fericită că i-am pe cei mici lângă mine, că avem un loc unde să punem capul, am un job superb, îmi câștig existența singură, îmi pot crește copiii atât cât pot eu, la nivelul meu. Și sunt bine. Sunt bine cu mine acum. Eu mi-am dorit acest lucru. Bine, mulțumesc. Continuăm. Ați povestit că la 19 ani, atunci când ați debutat în trupa Exotic, aveați 74 de kilograme și 1,72 m înălțime. Sunteți de părere că pentru un artist condiția fizică este esențială și din acest motiv, de-a lungul anilor, ați încercat mai multe diete. Presa a remarcat că după fiecare dintre cele două nașteri, ați revenit rapid la silueta de dinainte. Anul trecut a trebuit să luați în greutate și chiar v-ați declarat fericită că ați reușit să vă îngrășați 5 kg și să ajungeți astfel la 59. În plus, ați subliniat de mai multe ori că nu aveți intervenții estetice și că sunteți mulțumită de aspectul natural al corpului dumneavoastră. Vă citez. Eu sunt o femeie frumoasă,
naturală și irezistibilă. Atunci când ești slabă, într-adevăr, nu se mai văd formele așa cum trebuie. Urmează întrebarea. Cu ce vă mândriți cel mai tare? Fizic sau... Eu cred că mă mândresc cu felul meu de a fi, cu caracterul meu, cu omul pe care mama, tata au încercat să-mi dea educația pe care astăzi o am. Cu asta vreau să mă mândresc. Aspectul fizic este, ține doar de noi, e dat de acolo, de sus, într-adevăr, dar cred că nu e așa o veșnicie. Nu ține o veșnicie. E caracterul omului contează foarte mult. Și mă mândresc cu mine, cu ceea ce sunt eu. Bine, mergem mai departe. În urmă cu un deceniu, deși locuiați într-un apartament aflat la etajul 8, urcați întotdeauna pe scări. Și nu pentru că vă doreați să fiți în formă, ci pentru că vă este frică de lifturi. Vă citez. La un moment dat am zis că trebuie să îmi înving teama. Am luat liftul și, surpriză, la etajul 2 s-a blocat. Mai surprinzător a fost să aflăm despre dumneavoastră că, deși sunteți născută la Constanța, iar acum locuiți tot la malul mării, într-o casă aflată la numai 3 minute de plajă, nu știți să înotați și chiar vă este frică de apă. Urmează întrebarea. Cum a prins frică de apă o constanțeancă? Păi uite așa, nu știu, nu am învățat să not când trebuia și am teamă de apă. Am avut și câteva incidente pe mare, de atunci nu pot să-mi înving această teamă. Am și eu câteva temeri ale mele, ce să fac? Probabil că toți spun că voi lua lecții de not, dar îi pun pe copii pe primul loc, vreau să facă ei not și apoi cred că voi face, nu contează că voi face la 50 sau la 60 de ani, important e să le fac, să bifez acolo, că am făcut-o și pe asta. Da, pentru că am întâmpinat niște lucruri foarte urâte legate de apă. Era să mă nec, chiar să și mor, eram însărcinată cu Nicolas, cu cel mic. Și în momentul în care simt că nu mai am picioarele pe la fundul apei și nu mai ating pământul, nisipul, pământul, nu, cred că e pur și simplu... Aici nu știu să lucrez foarte bine cu mine. Mă sperii foarte tare, intru în panică și nu știu ce să fac. Știind că nu știu să not, zic gata, mor, mă duc. Și cam asta e cu notatul. Sper să înving și această teamă și teama de lift. Aceste două temeri le am, le recunosc și încerc să depășesc, să trec tot timpul peste. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe, mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. Am copilărit într-o familie cu părinți care s-au iubit. Mama avea 16 ani când m-a născut, era la liceu, iar tata era în armată, avea 23 de ani. Mama a terminat liceul mai târziu, la Seral. Din păcate, tatăl dumneavoastră s-a stins prematur. Mama a rămas văduvă la 31 de ani și nu și-a mai prefăcut viața sentimentală, dedicându-se în totalitate celor doi copii. Ați mărturisit că după moartea tatălui, dintr-un egoism pe care l-ați conștientizat mult mai târziu, nu v-ați dorit să o vedeți pe mama lângă un alt bărbat. Acum ea are 61 de ani și este tot singură, iar dumneavoastră regretați că nu ați înțeles la timp cât de greu poate fi pentru o femeie să nu aibă pe cineva alături, să trăiască fără sprijin sau alinare. Urmează întrebarea roșie. Când i-ați greșit mamei cel mai mult? Probabil că, nu știu, poate greșesc în fiecare zi, cu gândul, cu fapta, cred eu, mai puțin, dar apar n-am cu vorba, nu știu, e firesc și omenesc să greșim. Dar fiind mamă, știe cum să înțeleagă fiecare greșeală a copilului. Mama a fost și este sprijinul meu și emoțional și din toate punctele de vedere. Și probabil că i-am greșit și îi greșesc, dar pot să spun și acum, să mă ierte dacă i-am greșit și îi greșesc, pentru că și eu sunt mamă și cu siguranță voi ierta. Voi ierta copiii. Mulțumesc. Mergem mai departe.
când tata s-a îmbolnăvit, mama a dat dovadă de o putere ieșită din comun și, încercând din răsputeri să-l salveze, a vândut, fără să ezite, tot ce se putea și, practic, s-a mutat la spital și nu s-a dezlipit de lângă bărbatul ei timp de 3 luni, până în ultima clipă. Chiar dacă și-a dedicat întreaga viață dumneavoastră și fratelui mai mic, ați declarat așa: mama nu mi-a spus niciodată te iubesc. O respect, o iubesc, e unică, dar am ținut multe pentru mine. Nu am vrut niciodată să o deranjez, să o supăr. Chestiile intime nu le discut, e o barieră, o limită, educația pe care mi-a dat-o. Cred că așa se creșteau pe vremuri copiii. Dumneavoastră, în schimb, am văzut, le spuneți zilnic copiilor dumneavoastră, te iubesc. Urmează întrebarea. Când i-ați spus mamei ultima dată, te iubesc? O să-i spun acum? Mamă, te iubesc. Te iubesc din tot sufletul și îți mulțumesc că ne ești aproape, că existi și asta este tot pentru mine. Uite, acum mi-am spus aici și cred că înainte, când eram mică, să zic, nu-i spuneam te iubesc și nu o fac zi de zi. De când sunt mamă, simt altfel lucrurile. Și, da, nu mai am reținerea asta de a spune te iubesc, în general, dacă simt. Și o spun ori de câte ori simt. Uite, acum ai făcut să simt lucrul acesta și știam, mă așteptam la astfel de subiecte sensibile pentru mine, familia și... Pentru noi mulți, familia este ceva sensibil, unic, nu se compară cu absolut nimic în viața aceasta. Iar mama e unică. Eu pe mama o compar cu Maica Domnului. Mai există bariere între dumneavoastră și mama? Limite, lucruri nespuse... Mai există. De multe ori nu îmi permit să intru în sufletul ei, să o întreb lucruri care nu țin de mine. Și invers. M-a educat atât de frumos și cu atât de mult respect încât ea știe foarte bine ce are la ușă. Și eu știu foarte bine că n-am să depășesc limita aceea de bună creștere pe care ne-a oferit-o. Nu vorbesc chestii intime cu ea, deși sunt convinsă că le simte, le cunoaște. Vă dau timp. Și nici ea nu vorbește multe lucruri cu mine, tocmai să nu mă încarce emoțional. Și avem bariera aceasta. Dar parcă ne simțim și ne înțelegem așa, din priviri, simțim când este ceva neregulă. Bine. Dar nu intru adânc în sufletul ei și nici invers. Mulțumesc. Puțină lume știe că aveți un frate mai mic cu 1 an, Eugen, al cărui drum în viață a fost decis de un incident nefericit petrecut la scurtă vreme după ce s-a născut. Vă citesc. Fratele meu are un handicap. S-a născut normal, dar de la o injecție i s-a declanșat boala imediat după naștere. Mama era foarte tânără, avea 17 ani, nici nu a știut prea multe, nici nu i s-a spus, s-a mușamalizat totul acolo în spital. Deși fratele dumneavoastră are o dezvoltare fizică specifică unui om de peste 40 de ani, are mintea unui copil de 6-7 ani. De-a lungul vieții a fost deseori în situația de a-l apăra de răutatea oamenilor și ați mărturisit că v-au afectat mai ales atacurile venite din partea celor foarte apropiați. Vă citesc din nou. El e special. Nu știe ce înseamnă să jignezi, să bârfezi, să vorbești urât de cineva. El iubește pe toată lumea. E un înger. De el s-au legat atât fostul meu soț cât și familia lui. Pentru mine a fost ca o săgeată în piept. Urmează întrebarea. Cât de greu a fost să vă protejați fratele de răutatea oamenilor? Foarte greu. Încă de când am copilăream împreună și am crescut împreună, de la cei din școală, cei din toată, nu știu, din societate, de la bloc, de unde ne jucam, copii. Probabil că, nu știu, în situații de genul ăsta, viața te învață cum să procedezi și ce să faci. Eram singurul om care și sora cea mai mare care chiar trebuia să-l protejeze.
eram rea cu cei din jur, pentru că vedeam că de... Acum nu generalizez, dar erau copii care se purtau urât cu el. Și de multe ori nu vrea să mai iasă din casă, nu vrea să socializeze. Un om atât de frumos sufletește și cu totul este frumos. Și da, l-am apărat și o să-l apăr toată viața. Și cu... mă lupt cu oricine pentru el. Cu oricine. Pentru că el chiar este omul care nu a greșit niciodată nimănui. Așa cum scrie și în descriere, nu a rănit pe nimeni, nu știe să jignească, nu știe să urască, știe doar să iubească. Și e acel... Nu știu, chiar pot să-l numesc pe el înger. Și am învățat foarte multe lucruri de la el. Ce? Să nu las răutatea și ranchiuna să iasă din mine ca și om. Mă gândesc tot timpul la el cât, prin câte a trecut și prin toate răutățile oamenilor din jur. El, nu știu, el a zâmbit. El a zâmbit. El nu știe să urească. Eu n-am întâlnit om până la el așa. Și am învățat lucrul ăsta de la el. Eu nu știu ce înseamnă ură. Mulțumesc. Mergem mai departe. Ați avut o legătură specială cu tatăl dumneavoastră, despre care ați spus că era extrem de muncitor și avea chiar și 5 slujbe în același timp pentru a putea asigura familiei un trai cât mai bun. De la el ați primit cele mai bune sfaturi, de la cum să vă purtați în societate, cum să mâncați pizza, până la cât de important este să fiți curajoasă. Vă spunea așa, în orice circunstanțe ale vieții, tu trebuie să fii puternică, femeia, bărbat. Ați mărturisit și că ați încasat de la tata o palmă pentru felul în care mestecați guma. Vă citez. Tata era un om bun, iubit de colegi și de vecini, dar era și foarte dur, sever, autoritar, de cum intra pe ușă, înghețam. Ați suferit un șoc atunci când l-ați pierdut, mai ales că erați doar o adolescentă de 15 ani. Urmează întrebarea. A apucat tata să vă pregătească pentru viață? Atât cât a avut timp, da. 15 ani. Aveam 15 ani când a decedat el, dar da. Am luat de la el exact ce trebuia să iau din educație. Mi-aș fi dorit să culeg mai multe lucruri frumoase și să-mi fie alături, să-mi fie sprijin, dar, din păcate, asta este viața. M-a plecat prea devreme, mult prea devreme și am suferit foarte, foarte mult după acest lucru. Plus de asta că la 15 ani conștientizam foarte bine. A lăsat-o pe mama, care avea 32 de ani, singură cu noi doi. Ne-a crescut impecabil, așa cum a știut ea și cum a putut. Iar ei făceau o echipă foarte bună, cum rar cred că în zilele noastre mai întâlnim. A fost cărămida aceea bună în educația mea și a fratelui meu. De aceea consider și o spun fără lipsă de modestie că am fost educați atât, să fim atât de buni pentru societate și în societatea aceasta, și asta îmi doresc și eu pentru copiii mei. Sper să reușesc. Mulțumesc. Continuăm. Vă citesc. Tata era muzicant, avea o voce frumoasă, cânta cu vocea și cu acordeonul. Cred că nu era zi să nu ne cânte în casă și să nu cântăm împreună, era veselie mare. Dumneavoastră însă, abia după dispariția tatălui, v-ați descoperit talentul artistic, ați convins-o pe mama să vă găsească un profesor de canto și așa l-ați întâlnit pe compozitorul Dumitru Lupu, care v-a încurajat să vă urmați pasiunea. Vă citesc din nou. Cred că așa a fost să fie. După moartea lui, să-mi descoper calitățile vocale, să duc eu mai departe cântecul. Multe dintre melodiile cântate de tatăl dumneavoastră nu le-ați uitat niciodată, ca de exemplu Mai ții minte, Măi dragă Mărie, celebra piesă a Mariei Lătărețu. Aș vrea să aud cum sună Mai ții minte, Măi dragă Mărie, cântată de fiica lui Pătrășcanu. Urmează întrebarea. Cât de mândru ar fi tata de fiica lui cântăreață? Wow! Foarte mândru. Uite, vezi, de asta mi-a fost teamă cel mai tare să vin în emisiunea dumneavoastră. De emoția aceasta pe care ne-o dați.
foarte tare ar fi fost mândru. În primul rând că, nu știu, era un părinte bun și orice părinte își dorește binele copilului său. Și să mă vadă și pe scenă, cred că cu siguranță ori mi-ar fi fost manager, ori am fi făcut o trupă, un taraf, ceva, nu știu. Acum nu vreau să mă mai gândesc cum ar fi fost. Cât a fost, cât a fost în casă și cât am putut să-l cunosc ca și părinte, ca și om, pentru mine a fost unic. Cum sună? A fost atât de frumos. Ia, mai ții minte, măi, dragă Marie. Plus că auzeam acordeonul în fiecare dimineață, în fiecare seară, cântam, dansam. Mai ții minte, măi, dragă Marie, când erau strugurii copții în vie și tu erai mică, Măriuță, nu știai să-i tai nenicuriță. Of, Doamne, da, o cântam împreună și mai erau cântece... Multe cântece pe care le-am. Eu, de multe ori, mă întreabă multă lume de ce nu cânt genul ăsta de muzică. Îl cânt uneori, atunci când pot, când reușesc. Mi-aduc aminte de multe ori de tata și mi-e greu, dar prin asta aprind forță. Forță. Tata era o forță. Mulțumesc. Și eu. Continuăm. Liviu Vârciu, membru fondator al trupei LA, a afirmat că vă cunoaște încă din copilărie, din perioada în care tatăl dumneavoastră l-a învățat să cânte la acordeon. La începutul anilor 2000, atunci când trupa Exotic încingea imaginația bărbaților, iar băieții din formația LA creau isterie în rândul fanelor, dumneavoastră și Liviu Vârciu nu aveați parte doar de un succes colosal pe scenă, ci și de o palpitantă poveste de iubire în viața privată. Îl citesc pe Liviu Vârciu. Ea este prima mea iubire, prima oară de ea m-am îndrăgostit. Am făcut-o o seară romantică pentru Claudia. Cu petale de trandafir, le-am pus în pat cu inimioare. Când a venit Claudia, mi-a spus, și acum cine strânge mizeria asta? A stricat tot farmecul. Aș vrea să-mi spuneți dacă peste ani ați învățat să apreciați gesturile romantice și în ce relație sunteți astăzi cu Liviu Vârciu. Urmează întrebarea. A fost Liviu Vârciu primul noastră iubit? Da, așa este. A fost primul prieten, să zic, pentru că părinții noștri au fost prieteni de familie, erau foarte aproape, am fost și vecini de bloc. Părinții noștri își făceau vacanțele împreună, iar noi, pe noi ne lăsau la bunicii lui Liviu. Am copilărit împreună, atât cu el cât și cu fratele lui Ionuț. Și s-a întâmplat să fim și iubiți. Aveam, cred că, vârsta de 19 ani. Tatăl meu l-a iubit foarte mult pe Liviu și îi spunea sucă. L-a învățat să cânte la acordeon și își dorea să fim împreună pe viață. Chiar zilele trecute mi-am amintit lucrul acesta împreună cu mama. Și el are o familie, de fapt, o mamă care este în viață și e superbă. Ce pot să zic? Da, așa a fost să fie, așa ne-a dus viața. Să fim și împreună și... Plus de asta că eram și pe aceeași scenă... S-au legat niște lucruri. Este de domeniul trecutului, am un respect deosebit pentru Liviu și pentru soție. Fiecare și-a întemeiat o familie, mai devreme, mai târziu. În ce relații sunteți astăzi? Nu ne vedem, nu avem cum să ne vedem. Te respect, pur și simplu, atât. Nu vorbim la telefon, ar fi culmea, sub nicio formă. Bine. Ați învățat între timp să apreciați gesturile romantice? Da, le și fac. Îmi place foarte tare să și primesc, bineînțeles, dar să și ofer, de ce nu? Ia povestiți-mi, ce gest romantic ați făcut ultima dată și să vă dau și timp pentru asta. Tot așa, cu lumânărele, cu petale, cu, nu știu, o aniversare, surpriză. Da, îmi place, sunt genul care face surprize, dar și îmi plac surprizele acum. Da, cui nu-i plac? Bine, mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie.
Când Exotic era în culmea gloriei, l-ați anunțat brusc pe managerul Lucian Mitrea că vă retrageți din trupă pentru că vă măritați în America. Dar Andreea Bănică nu a crezut motivul dumneavoastră. Destrămarea Exotic nu a surprins presa, care știa că dumneavoastră aveați deja piese înregistrate doar cu Giulia Chelaru. Iar Andreea Bănică începuse o colaborare cu Cristina Rus. Jurnaliștii erau la curent și cu atacurile și cu conflictele dese din interiorul trupei. O citez pe Andreea Bănică. Pe Claudia am luat-o de la o benzinărie. Era un no-name. Odată, la un spectacol, Claudia m-a amenințat. Mi-a zis, vei pleca din Exotic desfigurată. Laurențiu Duță, un alt producător care a pariat pe trupe de fete, a spus aici în emisiune așa. Între fete sunt mai multe orgolii. De aceea, aceste trupe nu rezistă foarte mult timp la drum. Băieții se mai înjură, mai beau ceva și treaba merge mai departe. Fetele sunt orgolioase. Cine dă mai multe autografe? Care e mai plăcută? Cine e în centru? Cine cântă mai mult? Vreau să știu ce vă deranja cel mai tare la Andreea Bănică. Urmează întrebarea roșie. Au dus orgoliile la destrămarea trupei Exotic? Cred că da. Cred că da. În general se spune că orgoliile nu sunt bune și să nu ne lăsăm conduși de orgolii, ci de ceea ce simțim. Au fost mai multe considerente. Vreau o schimbare. Lucian era managerul trupei Exotic. Au fost mai multe, nu mai țin minte. E de domeniul trecutului. Dar sunt și multe lucruri pe care le-ați spus acolo dumneavoastră și nu le recunosc. Nu știu dacă Andreea ar fi spus vreodată acest lucru despre mine. Niciodată nu a fost... Ne-am respectat foarte mult între noi. Cum să ajungem la bătăi și la... Eu am ieșit din trupa Exotic. Am vrut să rămân cu Giulia, deși regret. Am mai spus lucrul acesta. Am regretat și îmi pare rău că am făcut alegerea aceasta. Dar... Când ești tânăr, când sunt și influențe asupra ta, iei decizii greșite. Ce influențe au fost asupra dumneavoastră? Păi au fost și alte persoane care spuneau că Andreea este individualistă, că vrea să renunțăm la Giulia. Cei din jur nu ne vedeau cu Giulia și spuneau tot timpul că trebuie să schimbăm, nu se încadra, niciodată nu vrea să facă coreografie. Repet, mai multe considerente și... Dar în ziua de astăzi vreau să se știe că țin legătura cu Andreea Bănică. Bine. Mulțumesc. Și eu. În 2023, la vârsta de 45 de ani, și chiar acum, întrebată despre plecarea din trupa Exotic, ați spus așa. Trebuia să rămân cu Andreea. Am făcut o alegere greșită atunci și mi-a părut rău. Aș mai fi putut să câștig destul de mulți bani. Lucian știa să-și facă treaba. Andreea era foarte frumoasă și nu mi-a fost bine că am rămas cu Giulia. Vreau să știu când ați început să regretați destrămarea trupei. Urmează întrebarea. A fost plecarea din trupa Exotic greșeala carierei dumneavoastră? Nu aș putea spune nici că da, a fost așa, cred că mai 80%, da. Puteam să mai facem o treabă bună împreună, eu cu Andreea, și întotdeauna Lucian a știut ce are de făcut, a știut foarte bine această meserie de manager. Și avem foarte, foarte multe cântări. În perioada în care am decis să rămân cu Giulia, au început să scadă evenimentele. Și s-a simțit acest lucru. Și nu puteam, simțeam că nu mai evoluez. Nu mai cântam ceea ce îmi doream. De aceea am și decis pe parcurs să mă retrag. Și din trupa Sexy. Bine, mulțumesc. Continuăm. În 2001 ați format cu Giulia Chelaru trupa Sexy, însă în ciuda unor piese ca Sexy și Rea, E ziua ta, Treaba mea, nu ați mai cunoscut succesul de odinioară. În plus, nici noua trupă nu a fost scutită de tensiuni, mai ales că la scurt timp de la lansarea proiectului, Giulia a devenit soția impresarului trupei Bogdan Gianu, iar dumneavoastră v-ați trezit oarecum izolată. Nemulțumirile au devenit rapid ireconciliabile și de vreme ce și succesul întârzia să apară, trupa s-a destrămat. Presa a notat
fie că dumneavoastră ați înregistrat la OSIM numele sexy, fie că Giulia ar fi făcut acest lucru. Urmează întrebarea. Sunteți proprietara sexy? Da, așa este, dar n-am mai folosit acest nume, brand, nu știu cum. Nu, nici nu știu ce s-a mai întâmplat cu el. Am vrut să cânt sub denumirea de Claudia Pătrășcanu și nu m-a mai interesat acest nume. Nu îmi folosește la nimic. Și nici copii nu am să fac cumva o trupă să o înființez. Nu am copii, nu am fete, copii am băieți. Dar nu m-a ajutat cu nimic acest nume și nu... Pur și simplu, n-am ce să fac cu el. Nu, m-am făcut cunoscută cu numele meu real și asta e tot ce contează. Plus asta, la 43 de ani, nu mai pot să fiu Claudia Sexy. Ați fi dispusă să îl dați Giuliei? Oricând dorește, cum să nu. Oricând dorește, sau dacă se mai înființează vreo trupă, Lucian Mitra, dacă are de gând, sau Bogdan Jianu, call me. Sunt de acord. Bine. Mulțumesc. Am notat. Mergem cu o întrebare roșie. În 2001, Andreea Bănică a pozat în Playboy, susținută de cei mai importanți bărbați din viața sa, tatăl și soțul ei. 3 ani mai târziu, ați făcut și dumneavoastră acest pas și v-ați lăsat fotografiată nud. Pe vremea aceea, Silviu Boierescu, directorul editorial al revistei Playboy, declara că a luat această decizie în ciuda opoziției impresarului dumneavoastră, Bogdan Jianu. În 2022, spuneați așa: a fost decizia mea pe care o regret. Nu m-a ajutat cu nimic în carieră, ba mai mult atunci când Andreea a pozat prima, a început și declinul trupei noastre. Vreau să știu dacă ați pozat în Playboy doar pentru că o făcuse și Andreea Bănică, fără ca dumneavoastră să vă doriți asta cu adevărat, mai ales că în ciuda imaginii pline de senzualitate pe care o promovați, vă declarați o persoană credincioasă cu frică de Dumnezeu. Urmează întrebarea roșie. Vă este rușine că ați pozat în Playboy? Nu. Nu, de ce ar trebui să-mi fie rușine? Acum poți să faci topless și la mare, acum, de câțiva ani, cu ce tot se face, de o viață, de fapt, topless la mare. Nu este o rușine, dar nici nu pot să-mi zic că îmi pare bine. A fost o situație în care, chiar și în momentul în care am avut ședința foto, am vrut să renunț, doar că semnasem un contract și n-am mai putut face lucrul acesta. Nu pot să spun că mi-este rușine. N-am, de ce? N-am dat în cap nimănui. Nu, până la urmă este viața mea, corpul meu. Doar că n-aș mai face-o în viața mea. De ce? Nu aș mai face-o. Nu mă mai regăsesc. Adică nu mă regăsesc. Nici atunci nu cred că m-am regăsit. Era o nebunie. A fost o modă, nu știu cum să o numesc. Toate persoanele publice, toate femeile pozau. A fost și nebunie atunci cu Playboy, nu știu dacă mai există. Și am făcut-o și eu, am pozat. Dar e de domeniul trecutului, nu mă mai interesează. A avut o legătură cu faptul că și Andreea Bănică pozase în Playboy? Da, da, multe persoane publice au pozat atunci. De asta și spun că a fost așa o nebunie cu treaba asta. Dar, uite, se întâmplă uneori să merg la mare, să fiu singură, nu cu toată lumea lângă mine. Am o plajă mai privată așa unde merg, la mine în zonă, și fac topless, singură, sau și la mine în curte, nu intră nimeni. Dar nu mi-este rușine. Bine. Mulțumesc. Continuăm. În 2006, după destrămarea trupei sexy, în presă izbucnea un mare scandal. În acel moment, dumneavoastră aveați o relație amoroasă cu un om de afaceri arab, patronul unei reviste mondene, în care a apărut un articol defăimător la adresa Giuliei Chelaru, dar și a soțului acesteia, fostul dumneavoastră manager, Bogdan Jianu. Ați fost atunci acuzată că ați comandat articolul, ținând cont de relația pe care o aveați cu patronul revistei. Îl citesc pe Bogdan Jianu. În spatele acestei povești urâte este Claudia. Prieten cu Claudia, nu o să fiu niciodată după tot rolul pe care ni l-a făcut mie și Giuliei. Claudia încearcă să iasă în evidență aruncând cu noroi noi, pentru că pe plan muzical nu mă interesează pe nimeni cariera ei. Deși se spune că timpul le vindecă pe toate, în 2023 spuneați așa: nu mai vorbesc în prezent cu Giulia,
nu ținem legătura. Urmează întrebarea. Ce mai aveți de împărțit cu Giulia? Absolut nimic, sunt mulți ani. Uimiți acum prin articolul acesta, nici nu mi-aduc aminte dacă Bogdan Jianu a spus asemenea lucruri despre noi. Da, au fost incidente. Mi-am dorit să ies din trupa aceea, pentru că, repet, am fost singura care nu s-a implicat într-o relație cu un bărbat manager. Și nu mi-am dorit acest aspect niciodată. N-am vrut să amestec jobul, cariera cu viața mea personală. Și am pus punct carierei din trupa Sexy, tocmai pentru că Bogdan Jianu a avut un comportament foarte deplasat la adresa mea. Mi-aduc aminte într-un club sau nu știu unde și mi-a cerut să cânt nu știu ce și, sau mi-a oprit microfonul, ceva de genul. Și normal că sunt un om cu personalitate, am voce, cânt frumos, vreau să fiu în evidență, eram două fete, era soția lui, vrea să o scoată în față și pentru că am avut de spus niște lucruri, m-a luat de mânecă, cred că ți-a aduce aminte, acum e de domeniul trecutului, mă rog, fiecare, și a vrut să mă bată. Și normal că n-am mai stat în trupa Sexy, ce să mai fac? Ei erau cu viața lor, cu familia lor și am mers mai departe, am vrut să cânt singură. Vreau să fac altfel de muzică, vreau să merg la Marius Moga să-mi compună, să merg la compozitorii foarte cunoscuți, la Connector, și erau pe val atunci. Iar ei nu au fost de acord niciodată și atunci erau tot timpul niște răutățisme așa și ne aruncam vorbe. Bun, și acum, cum mă înțelegeți cu Giulia? Nu vorbim. Cu Giulia nu țin legătura. Vă dau timp. Singura cu care țin legătura este Andreea, iar cu Bogdan Jianu pur și simplu ne respectăm și atât. L-am felicitat în momentul în care s-a recăsătorit și mă bucur pentru el foarte tare. Mulțumesc. Continuăm. Deși în anul 2006 vă declarați fericită alături de omul de afaceri de origine arabă despre care am vorbit și care deținea o revistă de paparazzi, voci din presă susțineau că dumneavoastră nu ați fost chiar atât de îndrăgostită și că relația care a și ajuns la final, după numai câteva luni, ar fi fost bazată mai mult pe interes. În 2009, un alt om de afaceri din Turcia vă făcea să simțiți fluturi în stomac. După 3 ani de iubire, atunci când toată lumea se aștepta să ajungeți în fața altarului, de vreme ce purtați deja pe deget inelul de logodnă, partenerul dumneavoastră v-a sunat din străinătate și a pus capăt relației telefonic. La un an de la despărțire, în 2013, spuneți așa: l-am iubit și am suferit enorm după despărțire. Acum vorbim, am rămas prieteni. Nu-l mai iubesc, nu mai simt absolut nimic, dar îl respect foarte mult. Urmează întrebarea. Cum ați transformat suferința în respect? Timpul, cred că le rezolvă pe toate. Și înveți lucrul acesta, nu știu, îl simți. Da, trece timpul, trec ani și rămâne doar respectul. Uneori nu rămâne nici măcar respectul, atunci e mai grav. În ceea ce privește relația cu omul de afaceri turc, da, am avut o relație cu timp de 4 ani, cealaltă relație declarată în presă, nu știu despre cine este vorba. Dar, repet, chiar și în ziua de astăzi țin legătura din când în când cu fostul meu partener, care am petrecut 4 ani superbi. Este un om pe care am să-l respect toată viața și cred că asta îi se datorează lui. Pentru că el m-a făcut să simt lucrul acesta și el mi-a transmis pentru toată viața să am respect. Ține foarte mult de tine ca și femeie, ca și bărbat, ceea ce vrei să lași tu acolo. Iubirea este trecătoare, trece sau, nu știu, obișnuința, dar respectul este foarte important. Bine, mulțumesc. Continuăm.
După experiențele exotic și sexy, v-ați dorit o carieră solo și ați apelat la Marius Moga, pe atunci unul dintre cei mai în vogă compozitori din România. Presa scria în 2006 așa: cântăreața depinde în totalitate de Marius Moga, care, încurcat cu alte proiecte, nu are timp să-i definitiveze hitul. Inițial, micul Mozart ar fi trebuit să-i compună Claudiei 3 piese, dar din cauza solicitărilor apărute ulterior, colaborarea a fost mult redusă. Vreau să știu câte piese ați scos până la urmă cu Marius Moga și care este acum compozitorul dumneavoastră preferat. Urmează întrebarea. A meritat să așteptați după Marius Moga? Da, normal. Aș fi fost în stare să aștept și un an de zile, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Marius Moga a fost și cred că încă este un super compozitor. Mi-am dorit foarte tare să-mi compună, nici nu n-am așteptat după piese, doar că, nu știu, cred că a fost vorba, nu mai țin minte exact, de 2 luni, 3 luni, dar el este un tip foarte, foarte corect și nu știu ce scrie presa acolo sau ce a scris în momentul acela. Am primit 2 melodii de la Marius Moga, foarte frumoase, melodii pe care le-am și scos, le-am făcut videoclip. Și ce să zic, mi-am dorit lucrul ăsta și s-a întâmplat. Eu cam ce-mi doresc că aia se întâmplă. Cine este compozitorul noastră preferat? Păi sunt mulți. Am lucrat cu foarte mulți, nu știu, Marius Moga, cu Connector, cu Costioniță. Sunt foarte mulți, depinde. Acum sunt și băieți noi ieșiți pe piață și sunt foarte, foarte buni. Sunt și nou name care compun foarte bine, foarte talentați. Eu mă înțeleg bine cu toată lumea și vreau să-mi compună toți. Bine, mulțumesc. Continuăm. Vă citesc. E foarte complicat cu hiturile acestea să le scoți așa pe bandă. La începutul carierei eram genul ăla care să dispere și să mă consumam foarte tare. Trebuie să aștepți, iar eu am avut răbdare. Ați mai spus că tatăl dumneavoastră a cântat muzică lăutărească și că i-ați păstrat casetele, intenționând să preluați multe dintre piesele lui ca să le cântați la nunți și botezuri. În 2022 spuneați că ați format un band cu care mergeți la diverse evenimente private și că în repertoriu aveți 40 de cântece de petrecere. Anul trecut ați specificat că nu vă place totuși să cântați la nunți până în zorii zilei, deoarece unii petrecăreți exagerează alcoolul și își schimbă comportamentul. Vreau să știu care este cea mai ciudată situație prin care ați trecut la o petrecere. Urmează întrebarea. Puteți trăi din muzică? Da. Se trăiește din muzică. Și chiar foarte bine. E singurul lucru pe care îl fac de la 19 ani, excluzând perioada de pandemie, când și atunci m-am reinventat și am făcut altceva, doar să câștig bani și să-mi câștig existența, mie și copiilor, bineînțeles. Eu sunt omul care nu fuge de muncă și sunt pregătită pentru orice în viață. Adică dacă nu e muzică, pot să învăț să fac orice altceva. Dar atâta timp cât fac muzică și o fac foarte bine, atâta timp cât și câștig, asta mă face să muncesc și mai mult. Și mai mult. Care este cea mai ciudată situație prin care ați trecut la o petrecere? Ce ține de vestimentar, nu știu. Mi s-a rupt o pereche de pantaloni, un dress. Dar nu m-am stresat nici pe tema asta. Am cântat, mi-am dus evenimentul până la capăt. Și așa, întâmplării mai neplăcute, mai poate. Neplăcute, că mi-a fost rău. Femeie. Am leșinat pe scenă, dar am primit ajutorul celor din jurul meu. Uneori, dacă stai până dimineață, mai este câte un domn care a băut mai mult și s-a petrecut atunci, nu știu, te ia, vrea să te urci pe masă, vine cu bani către tine. Nu mi-a plăcut niciodată treaba asta, să vină cineva și să-mi pună banii la cămașă, la rochie. Nu mi-a plăcut, am fugit de treaba asta. Nu-mi place, ce să fac? Prefer, nu știu, să-mi câștig, îmi iau onorariul meu și cam atât. Nu-mi place ideea de... Nu sunt în genul acesta muzical. Mulțumesc. Mergem mai departe.
În 2015 ați deschis împreună cu cumnata dumneavoastră un magazin de haine în Bolintin, județul Giurgiu, în apropierea casei în care locuiați cu soțul. Vă citez. Pe lângă businessul meu cel mai important, adică muzica, m-am gândit că trebuie să îmi ocup timpul și să mai fac și altceva. M-am gândit la treaba asta cu hainele pentru că mereu mi-a plăcut să pozez, să mă îmbrac, poți să te îmbraci mai accesibil și să arăți foarte mișto. A urmat o perioadă în care ați lăsat în plan secund această activitate, însă în timpul pandemiei ați revenit la afacerea cu haine, de această dată sub forma unui magazin online, iar vânzările v-au întrecut așteptările. Vreau să știu care este cel mai scump obiect din garderoba dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cât profit v-au adus hainele? Nu știu neapărat cât profit, cât satisfacția aceea că am putut să fac ceva în perioada de pandemie, când nu se ieșea din casă, când trebuia să, nu știu, să câștigăm bani oricum. M-am reinventat rapid. Nu știu, făceam, ca să-ți dau așa, făceam și 30 de colete pe zi. Destul de mult încât să îmi fie bine, mie și copiilor. Dar nu pot să spun ce profit zilnic. Oricum, nu a durat foarte mult, n-am mai putut să mă ocup de business-ul acesta, deși foarte bine a mers, pentru că necesita să merg după marfă, eu îmi făceam actele de contabilitate, stăteam, făceam colete, trebuia să mă ocup și de copii. Necesita foarte, foarte multă implicare. Trebuia să pozez, pozam afară la, nu știu, minus 5 grade, iarna, era perioada de iarnă, și mi-a fost destul de greu. N-am mai continuat, dar putea să fie un business foarte bun chiar și acum, să câștig, să am bani de, pur și simplu, de cheltuială, de plimbată, prin vacanțe. Care e cel mai scump obiect din garderoba dumneavoastră? Să știți că mi-au plăcut întotdeauna hainele scumpe. În general, iubesc gențile și pantofii. Dar de câțiva ani chiar nu mai... Cred că de când sunt copii, nu mai pun așa mult preț pe... Dacă pot să-mi iau un lucru, mi-l iau scump, dacă nu, nu. În general îl păstrez, nu știu să zic, maxim un an, profit, mă îmbrac, mă bucur și îl vând pe un site de afară. Suntem femei, cred că știm atât de multe site-uri. Îl vând la jumătate de preț și mi-au bani înapoi. Dar sunt iubitoare și de haine second hand și haine mai ieftine. Gențile și pantofii sunt problema la mine. Și cel mai scump, nu știu, cred că pe genți. Pe genți, da, am dat bani foarte mulți. Pe bijuterii, pe un ceas, dar nu mă investesc. Asta se întâmpla, nu știu să zic, acum câțiva ani, când aveam o carieră plină și câștigam foarte mulți bani. Și acum, dacă aș câștiga, nu mă investesc foarte mult. Sunt mai cumpătată. Acum le iau și copiilor. Prefer să investesc mai mult în alte lucruri decât în haine. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Mergem cu o întrebare roșie. Ați afirmat că ziua de 14 februarie 2015 a fost una dintre cele mai fericite din viața dumneavoastră. Atunci v-ați oficializat relația cu Gabi Bădălău, v-ați unit destinele în fața altarului și l-ați botezat pe Gabriel Alexandru, primul dumneavoastră copil. După 2 ani a venit pe lume și Nicolas Mihail, mezinul familiei. Deși părea că aveți tot ce vă puteați dori, ani mai târziu ați mărturisit că realitatea era complet diferită, vă citez. Când ne-am cunoscut, Gabi era falimentat. De când s-a născut al doilea copil, din cauza banilor pe care familia i-a pus la dispoziția lui, nu se mai înțelegea nimeni cu el. Pleca la 11 ziua și venea a doua zi, la 5 dimineața. Eu i-am rugat pe socrii să mai închidă robinetul pentru că banii îți iau mințile. Urmează întrebarea roșie. V-au distrus banii familiei Bădălău căsnicia? Dar nu știu dacă neapărat banii în general distrug. În general, nu știu cum să o percep. Distrug vieți, dar ține de om foarte mult. Ține de ceea ce vrei. Tu poți să ai... să-i întorci banii așa, să ai să cumperi case pe tot globul. Important e să ai caracter, să ai educație, să, nu știu cum fiecare percepe într-un anumit fel viața asta cu bani mulți. Poți să ai bani mulți și chiar să știi ce vrei de la viață. Poți să n-ai deloc și să știi ce vrei de la viață. Nu știu dacă neapărat banii ne-au distrus căsnicia, cât...
faptul că nu mai era nimic așa între noi, nu mai comunicam, nu mai petreceam timp împreună. Probabil, da, când ai și bani mulți, se întâmplă lucrul acesta. N-aș vrea să-mi dau eu întotdeauna așa cu părerea. Bine, mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Ați povestit că în 2017, după ce ați devenit pentru a doua oară părinți, în viața soțului dumneavoastră a mai apărut o femeie. Vă citez. Nu mai venea pe acasă, nu-l mai interesau nici familia, nici copiii, își făcuse o amantă. Eu aveam nevoie de el, iar el era de negăsit. Doamna Pătrășcanu, în general, femeile înșelate adună multă suferință și frustrare și au tendința de a le acuza pe amante de nefericirea lor, uitând că acela care le-a jurat iubire și fidelitate este bărbatul. Dumneavoastră ați surprins însă pe toată lumea atunci când v-ați coalizat cu cealaltă femeie. Vă citesc din nou. În momentul în care am divorțat și el avea dorința de a-mi lua copiii, am aflat că Gabi și amanta s-au despărțit foarte urât. Atunci am îndrăznit și am sunat-o. M-a ajutat de până instanță toate cheltuielile pe care le făcuse cu ea, toate mesajele cât a lipsit de acasă. Urmează întrebarea roșie. V-a fost amanta soțului cel mai bun aliat? Nu neapărat. Nu. Exclud așa ceva. Nu, doar că așa a fost conjunctura să ajungem să ne cunoaștem. Nu o consider pe ea vinovată. Vinovat este cel care caută asemenea situații și lucruri în viață. Dar nu știu, nu mi-a fost. S-a întâmplat să mă ajute cu niște mesaje, cu niște hârtii, niște cheltuieli pe care le-am depus la instanță, cu timpul petrecut împreună. Dar nu pot să spun că o acuz de ceva, sub nicio formă. Și nu am nicio problemă, fiecare este în măsură să-și conducă viața așa cum știe. Nu m-a interesat și n-am spus niciodată că m-a despărțit ea sau altcineva. Nu era ea, era sigur altcineva. Problema a fost la noi, atât. Ține de tine ca om ceea ce vrei. V-a fost greu să o contactați? Și ea m-a contactat pe mine. Nu a dat de mine la un moment dat și... da, vă dați seama că mi-a fost așa. A fost pentru prima dată în viața mea când am întâmpinat astfel de situații. Dar aici era vorba de un divorț foarte greu, unde mă amenințau că mi-au copii. Și ca orice mamă m-am gândit la toate soluțiile. Nu știam ce să mai fac. Până la urmă am pus mâna pe telefon știind că ei s-au certat foarte urât și am luat legătura. Nu știu dacă m-a ajutat cu ceva sau nu, dar așa s-a întâmplat, așa a fost să fie, acum 4 ani. Și chiar, ce să zic, a făcut o faptă bună sau vina nu a fost a ei, repet, și nu am de ce să o acuz. Mulțumesc. Continuăm. De la începutul anului 2021, înainte ca procesul de divorț să fie finalizat, fostul dumneavoastră soț trăiește o poveste de dragoste alături de Bianca Drăgușanu. Între cei doi au existat mai multe despărțiri și împăcări, astfel că la data emisiunii nu suntem siguri dacă nu cumva s-au despărțit temporar. Ce știm cu siguranță este însă că în timp ce cu fosta amantă a soțului v-ați aliat, cu Bianca Drăgușanu v-ați aflat într-un adevărat război în presă. Conflictul a ajuns în instanță, iar în aprilie 2023, jurnaliștii au notat că rivala dumneavoastră a câștigat procesul de defăimare pe care vi l-a intentat și v-a obligat, printr-o ordonanță președințială, să nu îi mai pronunțați numele. Urmează întrebarea. O înjurați în gând pe Bianca Drăgușanu? Să nu vă dea pe dumneavoastră în judecată acum. Da, nu știu dacă rezolvă cu ceva o înjurătură sau... eu nu am nimic cu absolut nimeni. Așa cum nu am avut nici cu amanta fostului soț. Nu am nimic cu nimeni din viața fostului meu soț. Cu absolut nimeni. Până la urmă, fiecare își trăiește viața cum vrea și cum simte, în ce fel vrea.
s-au creat niște discuții, niște... S-a mers foarte, foarte departe, dar în momentul în care cineva se leagă de mine ca și persoană, de copiii mei, de familia mea, atunci sunt ca un leu care iese din cușcă. Am și eu dreptul să mă apăr. Vreo 2 ani, cam așa, în continuu am fost provocată în presă. Și se pare normal ca și un public să am dreptul la o replică. Plus că sunt 20 ceva de ani de carieră, eu nu, niciodată n-am avut certuri cu nimeni în presă. M-am înțeles bine cu toată lumea, absolut cu toată lumea. Deci nimeni nu poate să vină acum să spună Claudia nu știu ce mi-a făcut mie, aia nu știu ce. Nu, cu toată lumea am fost într-o relație firească, de nu știu, de omenie, de respect. Aici cred că a fost tot prin conjuntura aceasta cu fostul meu soț. Au fost niște provocări, au fost niște... cum să le numesc? Nu știu, niște ambiții. Nu am nimic cu absolut nimeni. Atâta timp cât mă respecti, te respect. Atâta timp cât nu mă jignești și nu îmi jignești familia și ce ține de copii, sunt cel mai bun om și pot să... Eu totul așa, ca atare. Pot să te respect la fel. Mulțumesc. De ce? Mergem cu o întrebare roșie. Dacă la începutul relației cu Gabi Bădălău ați locuit în apartamentul dumneavoastră, ați povestit că ulterior socrul dumneavoastră, Nicolae Bădălău, fost vicepreședinte PSD și senator al României, v-a cumpărat o casă în localitatea Bolintin Vale, în județul Giurgiu. Aceea a fost casa din care, în vara anului 2019, soțul vă dă de afară atât pe dumneavoastră cât și pe cei doi copii și având în portofel 180 de lei. Ați declarat că, deși nu a fost niciodată agresiv fizic cu dumneavoastră, ci doar verbal, în acea seară ați solicitat la 112 prezența unui echipaj de poliție. În 2023, la 4 ani de la acel eveniment, spuneați așa: în momentul în care m-am văzut dat afară din casă cu copiii, a murit ceva pentru mine, dar eu pe Gabi l-am iertat și o să îl iert dacă îmi mai face rău. Este tatăl copiilor mei. Urmează întrebarea roșie. Există iertare pentru un tată care își aruncă în stradă copiii? Din punctul meu de vedere, da. Adică eu l-am iertat din primul moment și nu v-am spus că eu nu știu ce înseamnă ură, nu am urât în viața mea pe nimeni. Aici cred că nu ține de mine. Noi avem și 2 copii împreună. De aceea eu acum mă străduiesc foarte tare și muncesc la educația aceasta, încât copiii noștri să nu crească cu frustrări și cu ură, cu ranchiună, să nu reproșeze nimic, să știe să ierte și ei. Pentru că trăim într-o societate în care foarte repede se află orice. Noi suntem și 2 persoane publice și cu siguranță ei deja au început să afle lucruri, să afle adevărul, realitatea. Și îmi doresc foarte tare ca, nu ține de mine, ca copiii noștri să știe să ierte. E foarte important. Dar cine știe ce va fi pe viitor? Cred că ține foarte mult și de dumnealui cum ce vrea să facă de acum înainte. Cu toții greșim în viață. Important e să realizăm și să nu mai facem greșelile acelea, să nu le repetăm. Dar dacă toți sunt repetate în continuu și parcă din ce în ce mai rău, nu știu, fiecare răspunde pentru ceea ce face și pentru ceea ce oferă în viața asta. Cu ce mână dai, cu aia primești. Bine, să o luăm altfel. Ce nu puteți ierta? Nici nu știu. Eu nu suport minciuna. Eu sunt omul adevărului. Oricât de dur ar fi adevărul, eu vreau să-l știu sau eu vreau să-l pun pe tavă, adevărul. Așa mi-învăț și copiii, să nu mintă, să spun adevărul. Nu știu ce, dacă pot să iert ceva sau nu. Se pare că viața mi-a arătat că pot ierta. Pot ierta foarte multe. Mulțumesc. Despre tatăl dumneavoastră ați spus așa: trăiește în sufletul meu zi de zi, trăiește lângă mine, îl simt. Dacă tata ar mai fi fost aici, cu siguranță ar fi știut să-mi ia apărarea. Nu cred că se ajungea nici la a fi eu rănită, nici la divorț, nu cred că s-ar fi întâmplat multe. Nu ar fi permis ca cineva să-mi facă rău. Urmează întrebarea.
de lipsă de apărare ați fost? Am realizat că așa ne arată viața, că nu ai nevoie de nimeni în jur să fii apărat. Și tot timpul, când plec la drum în viață, eu plec cu Dumnezeu. E și vorba aceea. Singuri venim pe lume, singuri plecăm. Și atunci simt nevoia că, nu știu, și cred că am nevoie doar de Dumnezeu. Tot timpul El m-a scos și m-a apărat și mi-a dat soluții. Cu El am rezolvat totul și cu El pot să rezolv orice. Nu vreau să mai am așteptări de la nimeni. Pot să reușesc să fac multe doar cu puterea divină, să fiu sănătoasă și cam atât. Nu am nevoie de nimeni. Dacă eu sunt sănătoasă și l-am pe Dumnezeu și pe copii, bineînțeles, dar nu pot să implic pe copii în toate problemele, situațiile mele, nici nu vreau. Și mai târziu în viața aceasta, când voi fi eu bătrână, chiar nu vreau să-mi implic copiii în viața mea și în tot ceea ce am trăit sau ce trăiesc. Puteți să-i protejați, pentru că ei vor afla cu siguranță. Cât se poate. Sunt lucruri pe care deja le-au aflat, dar la întrebările lor am răspuns cât pentru vârsta lor, să înțeleagă. Mai târziu vor, probabil vor răsfoi, vor fi curioși, deja sunt curioși, dar pentru mine, așa cum îi învăț mereu, contează să adevărul foarte mult. Poate dacă la mine află ceva sau aud ceva din partea cealaltă, altceva, nu știu, depinde doar de ei. Doar de ei ce vor să asimileze și cum vor să perceapă ei lucrurile. Nu știu cum va fi mai târziu. Mulțumesc. Continuăm. În ciuda conflictelor care au dus la destrămarea trupei Exotic, ați reușit să rămâneți într-o relație bună cu Andreea Bănică. În momentele dificile ale vieții dumneavoastră, la ea ați apelat pentru a vă scoate din impas. Când fostul soț v-a dat afară din casă împreună cu cei doi copii, Andreea Bănică v-a sărit în ajutor și v-a trimis imediat o mașină cu șofer ca să vă aducă în siguranță la Constanța, acasă la mama dumneavoastră. Mai mult, Andreea Bănică v-a fost alături și la tribunal ca martoră în procesul de divorț supermediatizat. O citesc pe Andreea Bănică. Claudia este prietena mea. O cunosc de viață. Mi se pare incredibil de greșit câți oameni vorbesc despre situația ei în loc să lase această familie să-și vadă de viața ei. Urmează întrebarea. Cât de recunoscătoare îi sunteți Andreei Bănică? Ei sunt recunoscătoare și mulțumesc pentru că momentele dificile din viața mea chiar mi-a fost aproape. Chiar dacă noi nu ne auzeam zilnic la telefon sau nu ne vizitam, pentru mine prietenia nu înseamnă să stai la cafele și să te auzi de zi cu acea persoană, acea prietenă. A fost exact atunci, acolo, când a fost nevoie. Și toată viața, dacă aș putea să îi fiu și eu aproape și să o sprijin cu toată dragostea și cu tot respectul, o voi face. Oricând, nu doar la greu, dar și la bine și îi doresc tot binele din lume. Să-i dea Dumnezeu sănătate și nu chiar, nu doar Andrei, să știți că au fost foarte, foarte mulți oameni cunoscuți sau necunoscuți sau văzuți, nevăzuți, care mi-au fost aproape, care probabil s-au rugat pentru mine și eu mă rog pentru oameni pe care nu-i văd sau îi văd la televizor, nu-i cunosc. Așa lucrează Dumnezeu, prin oameni. Iar Andreea mi-a fost aproape și n-am cum să nu apreciez lucrul ăsta sau cum să nu-l văd. Nu știu dacă vreodată aș putea să-i fiu aproape. Ea are un stâlp acolo, l-are pe Lucian. Și tot timpul a fost bine. Și chiar îi doresc să-i fie bine. Acum este și mie bine și ne bucurăm împreună de momentele acestea ale mele. Și ea chiar se bucură. Este omul care se bucură pentru realizările mele și pentru faptul că am trecut. Ne aducem aminte câteodată și, bă, mai știi că aveai 45 de kilograme. Uite, acum ești parcă alt om. Mi-a ridicat foarte mult moralul. Au fost mulți oameni aproape de dumneavoastră? Foarte mulți. Foarte mulți oameni pe care nu i-am văzut niciodată în viața mea. Oameni care au încercat să mă ajute. Oameni care, mi-au, care mi-au dat soluții.
Foarte, de la preoți, de la cei care mă urmăresc pe paginile mele de socializare, oamenii care mă admiră pe mine, poate nu ca și artistă, poate nu, piesele mele nu sunt pe placul tuturor, dar ca și om, asta vă spuneam la început, asta vreau să fiu, omul Claudia Pătrășcanu, omul care lasă loc de bună ziua și nu neapărat artistul Claudia Pătrășcanu, că nu cu asta rămâi în viață. Mulțumesc! Continuăm cu o întrebare roșie. Cu fostul soț ați dus în instanță o lungă luptă pentru custodia copiilor, iar în presă un adevărat război al declarațiilor. Dumneavoastră a susținut că fostul soț va amenința că își va folosi toată puterea financiară pentru a câștiga. Vă citez. În țara noastră, unde legile le fac adesea cei cu bani mulți, Gabi Bădălău mi-a spus că va da sute de mii de euro avocaților ca să își poată rezolva problemele. Nu prea ai ce să faci în situația mea ca femeie, ca mamă care își crește singură copiii, decât să te rogi și să aștepți. În noiembrie 2022, așteptarea a luat sfârșit, iar instanța a stabilit domiciliul minorilor la dumneavoastră. Vreau să știu cât de mult considerați că v-a ajutat faptul că sunteți persoană publică ca să obțineți custodia. Urmează întrebarea roșie. Cât de frică v-a fost că o să pierdeți copiii? Nu știu dacă mi-a fost frică. Știind foarte multe lucruri și știind influența fostului meu soț, normal că m-am gândit și la varianta aceasta și în instanță erau foarte multe lucruri greșite și se spuneau multe lucruri greșite la adresa mea, multe minciuni și a fost, vă dați seama, pentru mine, eu fiind și omul adevărului, simteam uneori că sunt așa, fără putere, fără sprijin, dar m-am lăsat în mâinile Dumnezeu, oricât de mulți bani ai avea în viața aceasta, poți să-i dai stânga, dreapta, oriunde. Eu cred că divinitatea n-ai cum să o plătești niciodată. Niciodată. Nici în fața judecătorilor, nici în fața oamenilor, nici... Nu ai cum. Divinitatea spune cuvântul. Și pe mine, nu știu dacă m-a ajutat instanța, pe mine m-a ajutat Dumnezeu. Că instanța practic nu... Instanța n-a făcut decât să judece și să... Faptul că era persoană pentru copiii noștri și că se auzea peste tot sau se putea auzi despre cazul, situația noastră, cât de mult a contat? Cred că a contat. A contat faptul că sunt un om public, că m-am făcut auzită, că cazul, practic, divorțul acesta a fost super mediatizat. Sunt multe mame în situația mea care nu pot face absolut nimic și de multe ori chiar își pierd copiii. Nu știu pe ce considerente, dar... Nici nu vreau să mă gândesc. Eu așa spun că e de la Dumnezeu. Copiii trebuie să rămână în viața aceasta lângă mamă. Iar fostul meu soț nu a înțeles niciodată acest aspect. Și bărbații care ne urmăresc acum și oricare ar fi situația într-o căsnicie, într-o familie, trebuie să conștientizeze că copiii au nevoie de ambii părinți, dar dacă ai rupt un copil de mamă, este o traumă psihică pe viață pentru ei. Din contră, tatăl trebuie să fie sprijin pentru copii, dar și pentru mamă, este normal, să le fie alături, asta dacă vrea. Că dacă nu vrea, n-ai cum să-l forțezi, dar niciodată să nu rupi un copil de mamă. Și nici instanța, nu știu, nu are dreptul să facă lucrul acesta. Doar Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta, să rupă un copil sufletește de o mamă. Nici nu vreau să mă gândesc, nu. Am trecut prin momente extrem de dificile. Dacă n-ar mai fi emisiunile acestea în general sau să fiu persoană publică să apar și să vorbesc, cred că aș putea să uit mai ușor. Sunt multe femei care au nevoie să audă situații în care alte femei au reușit să vă dau timp să treacă cu bine. Și face bine ca astfel de situații să fie povestite. Așa este. Multe femei au prins curaj de la mine și încredere, încât au putut să vadă altfel lucrurile. La fel, mame disperate care mi-au scris că sunt în situații dificile cu soții, că le amenință, că le ia copii. Nu,
n-au cum. Astea sunt doar niște vorbe aruncate. Te ameninț, îți fac, îți trec, dacă nu... Pur și simplu te lucrează emoțional. Dacă ești un pic slab sau treci prin momente dificile, atunci te poate pune la pământ. Important e să... Să crezi în puterea asta divină. Eu am crezut în Dumnezeu. Eu n-am mers nici la psiholog și nu m-am tratat în niciun fel, adică la biserică și la către rugăciunile mele. Atât. Mulțumesc. Continuăm. În 2013, erați la volanul mașinii în care se mai aflau mama și fratele dumneavoastră când ați căzut într-o groapă uriașă de pe calea Văcărești din capitală. Ceilalți participanți la trafic v-au sărit în ajutor și cum portierele erau blocate, v-au scos prin geamul autovehiculului care risca să ia foc. Nici dumneavoastră și nici pasagerii nu ați avut nevoie de îngrijiri medicale, însă ați suferit un șoc atât de mare încât mai multe zile după accident nu ați putut dormi. Ați povestit că pentru a vă reveni ați mers săptămânal atât la preot cât și la psiholog. Doamna Pătrășcanu, atunci aveați 35 de ani și nu erați mamă. Urmează întrebarea. Care este astăzi cea mai mare frică a dumneavoastră? Am temerile acestea de... mi-e frică, mi-e teamă să urc cu liftul, dar acum am fost în vacanță cu copii și am urcat cu liftul. Uneori am momente. Depinde cum are chef creierul meu. Și mai am teama de apă. Nu sunt o notătoare, nu știu să not și, cum vă spuneam la început, e foarte greu să-mi înving teama de lift și de not. Chiar dacă stăteam la etajul 8, în fiecare zi urcam pe scări și coboram. Una, că făceam mișcare, doi, că n-am putut să-mi înving această teamă. În rest, nu am frici așa, temeri, nu știu la ce vă puteți referi. Nu mi-e frică de nimic în viața aceasta. Acestea sunt niște lucruri banale, mărunte, pe care cu siguranță le voi depăși. Ca să depășesc teama de apă, trebuie să învăț să not, cât mai rapid posibil. Și cu liftul, în funcție de cât de sus stau. De obicei și când merg în vacanță, cer să stau cât la etaj cât mai inferior. Dacă urc bine, dacă nu, nu urc. Dar când sunt cu copiii, da, trebuie să fac asta. Ce nu face o mamă pentru copii? A fost un șoc real, am citit, am văzut imaginile apropo de acel accident și mă gândeam că poate au rămas, sunt traume pe care le aveți de atunci sau că aveți această frică de un alt accident. Le-am depășit, într-adevăr, atunci. A fost un accident foarte, foarte urât. Mi-am văzut moartea cu ochii, dar și în momentul acela nu m-am gândit la mine. M-am gândit la fratele meu care era în spate, eu cu mama în față. Dumnezeu mi-a dat putere să trec. Cred că o săptămână n-am mai urcat la volan, n-am mai condus și am mers la biserică, m-am rugat. M-am rugat și pentru lucrul acesta, pentru orice există rugăciune și soluție. Mulțumesc. Continuăm. În 2007, spuneați că din geanta dumneavoastră nu lipsesc niciodată medicamentele care vă salvează în caz că vă întâlniți cu un păianjen. Simpla prezență acestei insecte vă produce o reacție alergică atât de puternică încât la un moment dat chiar ați ajuns de urgență la spital. Nici în apropierea pisicilor nu vă simțiți mai confortabil, însă ați mărturisit că alergiile care vă supără cel mai tare sunt cele la cofeină și la ciocolată. Urmează întrebarea. Cât de mult rău vă face ciocolata? Să știți că, da, acum câțiva ani, mulți ani, făceam alergie și la ciocolată și la cofeină, la multe alimente. Și poate, nu știu, nu vă vine să credeți, dar în momentul de față mănânc și ciocolată, beau și cappuccino, care este preferatul meu. Și pot să mănânc și anumite alimente la care înainte aveam alergie și acum nu mai am. Și se datorează faptului nu că medicamentele mi-a rezolvat vreo problemă, niciodată. M-am rugat foarte mult. M-am rugat la Dumnezeu, la Sfinți, pe unde am mai fost, la Sfântul Efrem, care m-a ajutat foarte tare. Și n-am mai avut nicio alergie. Absolut nimic. Înainte eram asmatică, acum nu mai sunt, nu mai folosesc niciun spray de mulți ani. Pentru că cred și sunt convinsă că Sfântul Efrem și Dumnezeu m-a ajutat să trec peste această perioadă. Vă recomand să mergeți la Sfântul Efrem, este în Egina, în Grecia. Da, cu tot sufletul și cu tot dragul.
pot să mănânc și o ciocolată întreagă, deși mă gândesc la silueta și nu prea exagerez, dar era cumplit pentru mine în momentul în care mă atingeam de ceva care îmi plăcea și mă umpleam de tot felul de bășici, de mi se umflau buzele, ochii. Nu puteam să mănânc orice. Bine, mulțumesc. Continuăm. În anul 2021, fostul dumneavoastră soț afirma că salariul său lunar era de 7.000 de ron, în condițiile în care, în ultimii ani, presa a scris și nu de puține ori despre vacanțele exotice, petrecerile de fițe și mașinile cu mulți cai putere cu care se răsfăța. Întreabă ta anul acesta despre ajutorul pe care îl primiți de la el pentru creșterea copiilor, ați răspuns așa. Suntem singurii părinți care nu plătim la timp la școală, sunt sunată lunar, nu-mi dă niciun ban mie, pensia copiilor este de 300 de lei pe lună. Dacă poate cineva să trăiască doar cu atât. Aș vrea să-mi spuneți câți bani primesc totuși copiii de la tatăl lor. Urmează întrebarea. Cât vă costă creșterea copiilor? Nu-mi fac niciodată un calcul, nu sunt genul de persoane care să, nu știu, îmi fac așa pe caiet lunar, cum se făcea odată. Destul de mult. Sunt activitățile extrașcolare, sunt tot ce cumpărăm în casă, haine, aniversările, vacanțe mai nou că au crescut. Destul de mult. Un părinte sau o familie care sunt împreună și își cresc copiii știu cu siguranță cam cât costă pe lună creșterea a doi copii, nu doar unul. Destul. Dar nu stau să calculez. Cred că estimez la, nu știu, și fără vacanțe, fără 3.000, 4.000 de euro cu tot ce înseamnă și în casă, că până la urmă plătim curentul, gazul, s-a întâmplat să plătesc apa luna trecută 30 de milioane. Destul de mult, dar ne place oricum, atât eu cât și copiii, am crescut într-un anumit, la un anumit nivel, și nu putem să ne întoarcem acum să ne luăm de la gură, cum ar veni. Sunt nicio formă. Atât cât pot și cât Dumnezeu îmi dă putere, voi încerca să fac cam tot ce, nu știu, să le ofer cât consider eu că se poate. Și practic de la fostul partener, câți bani primiți? Nici nu iau în considerare, dacă mă credeți. Uneori, și nu știu dacă îi primesc, eu am rugat să facă un cont special pentru copii, unde să vireze banii. Nu s-a întâmplat acest lucru. Eu nu am nevoie de nimic, absolut, că s-a interpretat de la fostul soț, dar copiii au, că așa se întâmplă în general, că doar nu cresc cu aer. Se întâmplă să treacă și 2-3 luni să nu existe niciun ban în cont, se întâmplă să existe maxim cel mai mult, nu știu, 3.000 de lei. La 2-3 luni, la... au fost 6 luni când nu le-a pus niciun bănuț. Dar nu ne conducem viața după banii pe care îi dă tatăl copiilor. Eu îmi îngrijesc copiii în continuare la fel, cât am posibilitatea asta și cât se poate. Nu știu dacă o face din răzbunare, nu știu din care este motivul. Nu, dumnealui știe cel mai bine. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2022, Gabi Bădălău declara că pentru a fi aproape de copii, ar fi dispus să vă cumpere o locuință în capitală și să vă asigure toate condițiile pentru un trai bun. Îl citez. I-am zis Claudiei să își aleagă la București o casă de 200.000 de euro, o mobilez, o iau pe numele ei, dar să nu o vândă. Găsim o clauză la notar, plătesc eu bone, școlile copiilor, îi iau mașină, îi dau și niște bani de cheltuială. Dumneavoastră ați refuzat oferta și v-ați stabilit în județul Constanța, departe de fostul soț și de viața din capitală. Urmează întrebarea roșie. De ce nu ați acceptat ajutorul fostului soț? Pentru că nu a existat niciodată în acești 5 ani. Niciodată. Au fost situații în care am vorbit cu domnii avocați și dintr-o parte și din cealaltă. A trebuit să ne întâlnim la niște discuții și el nu s-a prezentat. Pur și simplu. Nu sunt eu să vin să spun ceva sau să creadă lumea că mint. Sunt martori domnii avocați, unde nu s-a finalizat cu absolut nimic. Niciodată nu a dorit să cumpere. În primul rând că eu nu-mi doresc să cumpere nimeni casă pe numele meu.
Nu, am o casă în care trăiesc, o casă frumoasă, am două mâini, două picioare, pot să-mi câștig existența și singură, eu, ce ține de mine. Nu m-a interesat niciodată acest aspect, dar putea să facă lucruri pentru copii fără să știe absolut nimeni. Dumnealui a declarat în presă și pe TV aceste aspecte. Eu consider că un om când vrea să facă ceva, nici nu trebuie să se știe, nici nu trebuie să se audă. Pur și simplu îți ajuți copiii, ți-i sprijini și le ești alături. Deci spuneți simplu. Că de fapt au fost doar niște declarații, niște vorbe aruncate în vânt. Atât. Am... Totul mi-aparține mie, nu am nimic de la fostul meu soț. Pentru mine este o mândrie acest lucru și dorm liniștită pe pernă. Și n-aș accepta niciodată o casă de la fostul meu soț pe numele meu. Pentru că nu-mi doresc vreodată în viața asta să mai fiu dat afară din casă, niciodată. Pe numele copiilor, juridic, nu se poate acest lucru, pentru că sunt minori. Se poate doar cu uzufruct, clauze, mă rog. Ce va vrea să facă pentru copii este strict problema lui. Deocamdată eu le-am oferit copiilor ceea ce voi văd că sunt fericiți și cred că și-au dorit și ei. Bine. Mulțumesc. Continuăm. În 2019 ați spus că pentru a vă feri copiii de șocul despărțirii de tatăl lor, le-ați spus că v-ați mutat de acasă pentru că vechea locuință urmează să fie renovată. Mai mult, susțineați că nu l-ați denigrat niciodată pe tatăl băieților în fața lor. Fostul soț va acuza în 2021 că doriți custodia exclusivă a copiilor și de aceea i-ați făcut plângere penală la DIICOT pentru proxenetism și trafic de droguri. Ați negat acuzațiile, însă în 2022 ați recunoscut că ați apelat la serviciile unor detectivi particulari. Vă citez. Am pus o echipă de detectivi pentru a urmări conduita și moralitatea domnului Bădălău, pentru că simt că îmi sunt în pericol copiii. În plus, fostul soț a declarat că ați apelat chiar și la poliția de frontieră pentru a-l împiedica să plece cu copiii în vacanță în Turcia. Vreau să știu cine v-a învățat să recurgeți la toate aceste acțiuni. Urmează întrebarea, până unde ați merge pentru copiii dumneavoastră? Nu știu dacă aș merge foarte departe pentru copiii mei, dar orice am declarat în presă, ca și un public, ca și mamă, nu știu cum să o iau, niciodată nu am mințit. N-am avut niciun motiv să mint. Eu nu am vrut decât din acest divorț, decât să fiu lăsată în pace. Să fiu lăsată în pace, să pot crește copiii liniștită și, bineînțeles, niciodată să-l separ pe el de copii. Până la urmă, Dumnezeu ne-a dat acești copii amândurora, nu doar mie. N-aș și putut să am copii fără el sau invers. Așa m-am spus, mi-aș ierta copiii, dar nu i-aș și în viața aceasta, dar nu aș merge foarte departe pentru ei, nu știu în ce sens. Aș lupta pentru ei, aș lupta corect. Niciodată, și în instanță, dacă am luptat pentru copiii mei, am luptat cu adevăr. Am spus ceea ce am trăit și ceea ce am simțit. Și cum am văzut eu lucrurile. N-am făcut nimic în neregulă. Era normal și este normal și astăzi și mâine și întotdeauna voi lupta pentru copiii mei. Cum v-am spus, nimeni nu are dreptul să ia de lângă mine și mă voi lupta și cu tatăl copiilor mei, dacă este, și cu toată lumea. Și cu mama mea mă voi lupta, dacă este cazul, pentru copii. Dar întotdeauna am spus adevărul. Nu am mințit cu absolut nimic. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Am vorbit deja că la începutul relației foștii socrii nu v-au considerat tocmai nora potrivită. După venirea nepoților pe lume, tensiunile păreau să fi dispărut, însă odată cu cererea de divorț, acuzațiile au început să curgă din ambele tabere. Dumneavoastră ați afirmat că în zilele pe care copiii le petreceau în casa bunicilor paterni, nu puteați lua legătura cu ei, deoarece telefoanele lor mobile erau închise. Mai mult, vă citesc, copiilor mei li s-a spus că sunt o mamă rea.
bolnavă psihic și că ar trebui să fiu în cer, nu pe pământ. Cel mic mi-a spus plângând cum a fost jignită mama mea de către cealaltă bunică. Pe de altă parte, anul trecut, presa nota că fosta soacră v-a făcut plângere penală pentru că i-ați fi încălcat intimitatea familiei, aspect pe care fostul dumneavoastră soț l-a explicat jurnaliștilor așa. Atunci când copiii veneau la mine, Claudia punea în jucăriile lor aparate de înregistrat ca să surprindă convorbiri între mine și familia mea. Urmează întrebarea roșie. Ați montat microfoane în jucăriile copiilor? Dar unde mă credeți că lucrez la SRI? Cum aș putea să fac lucrul acesta dacă eu n-am intrat de 5 ani? Adică sunt mai mult de 5 ani. Este vorba de acum un an sau nu știu când s-a întâmplat în casa dumnealor. Cum aș fi putut să fac acest lucru? Și aici a fost așa o chestie inventivă. Tocmai ca acești doi copii ai noștri, din păcate, să nu țină legătura cu mine. Eu n-am putut să mă aud cu copiii mulți ani la telefon. De fiecare dată când plecau acolo, eu nu puteam să vorbesc cu ei. Și era o presiune asupra copiilor, și au găsit motivul acesta că le-am pus camere. Ca eu, ca cei mici, să nu mai aibă dreptul la niciun telefon, nici măcar ceas de mână. Cum credeți că aș putea să fac eu această... nu știu, dar cum să numesc, infracțiune, să intru în casă peste... Eu am văzut foarte multe lucruri și de aceea vă spun că nu mai mie... N-am de ce să mă mai tem de absolut nimic. Dacă eu am fost motivul care a pus camere în casă și imaginați-vă că nu sunt nici dronă, nici muscă, nici să fac asta, ce facem cu... Cât am locuit acolo, tot timpul se temeau de acest aspect. Informațiile erau... Tot timpul se temeau de acest aspect. Că sunt camere, că sunt... Microfoane. Erau microfoane, erau înregistrați, erau ascultați. În jucăriile copiilor. Copiii mei niciodată n-au plecat cu jucării de acasă, de la Constanța la Bulintin. Niciodată. Ba, din contră, veneau cu jucării de acolo. Acum ce să fac? Să-i acuz eu că mi-au pus camere și tot felul de înregistrări? V-au pus? Păi nu știu, n-aș putea să acuz un om așa. V-am spus că înainte de toate există Dumnezeu. Păi nu ne dă Dumnezeu așa cât un par în cap dacă mergem și mințim cu rușinare? Cum aș putea să fac lucrul ăsta? Poate dumnealor, nu știu, sunt în stare de așa ceva. Eu nu am făcut lucrul ăsta. E peste, nici măcar nu am gândit. Cred că era prea mult pentru mine lucrul. Nu. Dar m-am trezit cu un proces. Am fost chemată la criminalistică. Vedem pe parcurs ce se va întâmpla. Acesta a fost motivul tocmai să nu mai au legătura cu cei mici. Mergem mai departe. Viață! Mulțumesc. Continuăm. Vă citez. Eu încerc să-i fac pe copii să înțeleagă că întotdeauna trebuie să-și prețuiască și să-și respecte părinții. Le-am explicat că pentru orice problemă sau situație în viață, întâi de toate, trebuie să-L caute pe Dumnezeu. Au nevoie de Dumnezeu mai mult decât au de noi. Ați mărturisit că în copilărie mama a fost cea care v-a insuflat credința. Anul trecut, după ce ați trecut prin mai multe momente dificile, ați anunțat că vreți să vă retrageți o vreme la mănăstire, unde să țineți post și să vă regăsiți liniștea. Urmează întrebarea. Vă mai gândiți la mănăstire? Merg des la mănăstiri, vizitez foarte multe mănăstiri și de la noi din țară și din străinătate. Dar n-am spus că merg la mănăstire să mă călugăresc, nici nu mă văd pregătită și nici nu departe de mine gândul acesta, că s-a interpretat în presă. Am spus că am fost întrebată dacă am ținut post anul acesta, tot postul, și am spus că nu l-am ținut și ca să țin post trebuie să fiu departe de oameni. Și cât mai departe, adică să stau undeva o lună de zile într-o mănăstire, să mă cazez acolo și să mă rog, să mă trezesc la 12 noaptea, la 3 dimineața, unde se fac rugăciunile cele mai puternice. Și pentru mine acela este postul cu adevărat. Cât trăiești printre oameni, ți se întâmplă să, nu știu, să întâmpini tot felul de situații, până și în trafic, e cel mai banal lucru. Tot se întâmplă să claxoni, să zici, nu știu ce, să scoți pe gură. Postul trebuie să fie nu doar de mâncare, trebuie să fie și cu sufletul și cu gândul, cu mintea curată. Să nu, nu știu, să,
să fii deschis în totalitate. Pentru mine acesta înseamnă post. Departe de civilizație, departe de oameni, cât mai retras. Probabil că sunt convinsă că voi face lucrul acesta, dar să mai crească copiii. Acum n-am cum să plec fără ei. Continuăm. Dacă până la 30 de ani ați practicat dans modern, atletism și box, în 2013 vă mândreați cu centura verde la Kempo, o disciplină de arte marțiale. Vă citez. Prețuiesc foarte mult Kempo pentru că este un sport foarte frumos, dar și pentru că este foarte eficient în tonifierea corpului și păstrarea greutății ideale. Mă ajută să am o condiție excelentă pe scenă și să rezist efortului de a cânta și de a dansa în același timp. Ați mai spus și faptul că atunci când sunteți nervoasă, mișcările din sala de sport vă ajută să vă eliberați de încărcătura negativă și să vă relaxați. Urmează întrebarea. Vă mai vărsați nervii la sală? Nu sunt o fire nervoasă, adică nu mă exteriorizez. De obicei, când sunt supărată, vreau să fiu lăsată în pace. Mă retrag, citesc ceva, o rugăciune, orice, orice, ca să mă liniștesc. Am nevoie așa de un spațiu. La sală merg să fac mișcare, să nu sunt un om sedentar și mă relaxează. Dar nu mi descarc nervii. Nu sunt un om agitat așa și nervos sau supărăcios. Sunt chiar o persoană veselă. Mie îmi place să râd mult, să fac glume. Îmi place să mă iubească oamenii din jurul meu, să mă perceapă așa cum sunt eu. Mie nu-mi place tristețea, eu nu pot să fiu supărată. Eu, și dacă am avut de 4 ori COVID, eu n-am putut să stau în pat. Simt că dacă e ceva, nu știu. Nu, nu pot să... Trebuie să fiu tot timpul în mișcare. Mulțumesc! În mai 2023, paparații v-au surprins în compania unui bărbat. Însă dumneavoastră a susținut că era doar un partener de afaceri. Vă citez. Dacă voi avea pe cineva, nu mă voi expune. Vreau să-mi trăiesc viața normal, dar nici nu o să mă ascund după blocuri. Mă voi afișa când voi fi într-o relație. Eu mă mai văd și mireasă și mamă chiar pentru a treia oară. Și într-adevăr, 4 luni mai târziu le-ați mărturisit prietenilor din online că nu mai sunteți singură. Ați afirmat că fiii dumneavoastră au avut un cuvânt important de spus atunci când ați decis să intrați într-o relație cu bărbatul pe care l-ați descris ca fiind un om bun, răbdător și atent la nevoile dumneavoastră și ale copiilor. Mai mult, chiar ați postat și un filmuleț în care iubitul juca fotbal pe plajă cu băieții dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cât de repede ați mai îmbrăcat rochia de mireasă? Nu știu. Da, dacă... Și nu știu dacă va mai fi o rochie de mireasă. Poate va fi o rochie, dar nu știu dacă albă neapărat. Atât de repede cât aș simți. Trebuie să simt lucrul acesta. Eu știu cum este să fii mireasă. Așa că nu, n-am de ce să mă grăbesc. Îmi place așa cum sunt acum. Nu dau explicații nimănui. Știu, cred că cunoaștem că în momentul în care ne căsătorim se schimbă lucrurile foarte tare și de partea cealaltă și de partea femeii și... Nu mă gândesc foarte tare la căsătorie, dar nu mi-e teamă de acest lucru, dar nici nu stau să... Am fost cerută de soție în toată perioada aceasta. Nu sunt... Trebuie să fiu pregătită cu adevărat. Nu mă mai încântă ideea de a mă căsători mâine. Vreau să cunosc persoana respectivă, vreau să trăiesc momente frumoase, să trăim momente frumoase împreună. Și nu cred că te leagă o hârtie, un act. Uneori mă gândesc că am fost căsătorită 5 ani și spui că nu te leagă, dar păi mi-a legat cât am stat și în divorț, 5 ani. Da, cred că nu mi-aș mai schimba numele. Chiar dacă ar fi să mă căsătoresc, nu mi-aș mai schimba numele. Și ar trebui să mă accept așa cum sunt eu. Și cum doresc eu. Și cum sunteți și cum doriți? Sunt un om normal. În ciuda faptului că apărem la televizor și că oamenii ne văd altfel, eu sunt un om normal, un om plin de viață, un om simplu.
Nu sunt dificilă ca și om. Nu sunt dificilă deloc și nu e greu cu mine în viață. E chiar frumos. E foarte frumos și îmi doresc să am lângă mine o persoană cu care să fim parteneri în viața aceasta. Nu-mi doresc un dictator, nu-mi doresc un om care să-mi cronometreze timpul. Vreau să aibă încredere în mine, să avem încredere, să fim prieteni. Mulțumesc. Cel mai bun camarad în viață pentru mine. Mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare. În ultimii ani ați fost în centrul atenției mai mult din cauza scandalurilor cu fostul soț și mai puțin datorită carierei muzicale. Prin urmare, la finalul anului trecut spuneați că vreți ca 2023 să treacă mai repede pentru că v-ați propus ca 2024 să fie un an strălucitor pentru cariera dumneavoastră. Multe proiecte, unul chiar de muzică populară, multe concerte, că tot este an electoral, și multe piese de lansat. Ați și făcut un prim pas anul acesta, odată cu lansarea piesei Inimi, chiar înainte de Ziua Îndrăgostiților. Piesa poartă semnătura lui Emilian Nechifor, iar videoclipul ei pe YouTube are deja 75.000 de vizualizări. Iubirea pare să vă urmărească, fie că e cu năbădăi ca în Inimi, fie că este împlinită ca în Povestea noastră, fie că este plină de suferință ca în Bolnavă de amor, din versurile căreia, citez, m-am săturat să-mi fie atâta dor, inima să-mi bată doar în gol. Urmează întrebarea. Ce vă doriți din toată inima? Îmi doresc să fiu sănătoasă și să am o viață lungă. Să îmi pot vedea băieții mari, să le organizez nunta, să fiu bunică. Îmi doresc lucruri de viitor normale și să trăiesc frumos, în liniște. Să călătoresc foarte mult, îmi mai doresc să fac melodii frumoase, așa cum Emilian mi-a compus melodia aceasta frumoasă și acum se pregătește să-mi compun o melodie de suflet. Probabil să fac un album cu muzică de suflet. Îmi doresc de mult multe lucruri. Multe lucruri. Să mă apropii și mai mult de Dumnezeu și să le pot fi alături băieților așa cum își doresc ei. Copii? Nu mă gândesc la acest aspect. Nu mă gândesc. Copiii mei își doresc un frățior, încă un frățior. Dar nu e cam ce-și doresc ei, trebuie să-mi doresc și eu acest lucru. Dacă se va întâmpla bine, dacă nu, iarăși bine. Am doi deja și să le dea Dumnezeu sănătate și să fie oameni buni în societate. Asta îmi doresc pentru ei. Pentru că avem o societate, trăim într-o societate atât de complicată și de dură, așa, încât mă gândesc la lucrurile acestea. Ce vor lua ei de la viață și cum o vor percepe. Bine. Mulțumesc. Și eu mulțumesc tare mult. Acestea au fost cele 40 de întrebări, Claudia Pătrășcanu. Cei care ne urmăresc acum văd pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor pe care vi le-am adresat. 9 minute ne-au rămas la dispoziție. Dacă sunt chestiuni ce v-ar fi plăcut să vă întreb și eu nu am făcut-o. Dacă sunt elemente din biografia noastră ce mie mi-au scăpat. Sau dacă sunt pur și simplu chestiuni pe care vreți să le mărturisiți, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Mi-ar fi plăcut să nu mă întrebați multe, dar m-ați întrebat. Da, eu îmi asum absolut orice în momentul în care sunt întrebată, nu vreau să mă eschivez și răspund tuturor întrebărilor până la urma urmei. Fac parte din viața noastră, din viața mea. Aceasta sunt eu, cu bune, cu rele. Viața nu este doar despre bine și nu este așa ușoară cum am vrea noi să o avem. Din păcate, așa este viața, cu bune și cu rele. Bine, urmează evaluarea mea. Sunt deci o femeie, o artistă iubită, în primul rând, o femeie frumoasă, Claudia Sexy. Mulțumesc. Mi-a spus că de la o vârstă nu mai puteți să spuneți Claudia Sexy, proprietarea denumirii Sexy. Ei bine, așa o să înceapă evaluarea mea. Claudia, foarte sexy chiar. Mulțumesc. Mă bucur mult că ați venit la noi la emisiune aici la 40 de întrebări. Și acum, apropo de evaluare,
O să le spunem celor care ne privesc că ne-am cunoscut aici, în platoul emisiunii 40 de întrebări. A fost prima oară când v-am întâlnit și energia noastră, la o primă vedere, ați venit așa, ca o boare, feminină. Aveți un zâmbet șarmant, aveți o voce foarte frumoasă. Mi-a plăcut să vă aud cântând puțin în emisiune. Pe parcursul emisiunii am surprins o privire pe care rar mi-a fost dat să o văd la femeie, o privire dură, puternică, privire de femeie cu care nu mult și-ar dori să se confrunte dacă s-ar afla în respectiva situație. Un amestec așa de ceva suav cu un nucleu dur așa, puternic. Claudia Pătrășcanu, pe mine mâna m-ați convins că dacă cumva sunteți călcată pe coadă, sunteți în stare de absolut orice. Deși, ziceți? Aparent, da, nu ar părea acest lucru. Mulțumesc frumos pentru prezența aici la 40 de întrebări. Vă doresc mult succes în tot ceea ce v-ați propus și sper să vedem cât mai curând acel album de muzică lăutărească, muzică populară, pentru că sună foarte bine din vocea sau pe vocea dumneavoastră aceste melodii. Voi lua în considerare toate sfaturile și voi încerca să fac lucrul ăsta și pentru mine a fost o plăcere să vă cunosc și întorc toate cuvintele frumoase. Mulțumesc frumos, Claudia Pătrășcanu. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!